Dragilor, bun găsit! V-am adus astăzi o rețetă clasică de prăjitură pe care cu siguranță o știți cu toții din copilărie. Facem prăjitură cu gem și aluat răzuit. Varianta mea are multă umplutură pentru că la umplutură folosesc și albușurile rămase de la aluat. Îmi place ca prăjitura să aibă multă umplutură, eventual dacă se poate mai multă decât blatul. E o prăjitură cu blat fraged care se face ușor și se păstrează bine mult timp. E iubită de toată lumea, haideți să vă arăt rețeta! Pe pagina aceasta avem ingredientele pentru aluatul fraged. Se poate face și cu unt, se poate face și cu untură, dar cantitățile nu sunt echivalente. Folosim 250 de grame de unt sau 180 de grame de untură. Eu am folosit o tavă cu dimensiunile de pe ecran, 32x20 de centimetri. Dacă doriți un blat mai înalt, puteți să folosiți o tavă ceva mai mică. Aici am pus ingredientele pentru umplutură. Eu la prăjitura aceasta folosesc la umplutură și albușurile rămase de la aluat, pentru că la aluat folosim doar călbenușuri și nu-mi place să le păstrez pentru mai târziu, așa că prefer să le folosesc la umplutură, le amestec cu gemul și cu nucile și rezultă acolo o cremă delicioasă. De asemenea, eu am folosit magiuni de prune, dar orice alt gem, acrișor, mai gros, să nu fie prea umed, este la fel de bun. Găsiți ingredientele și la descrierea videoclipului, dacă vreți să le salvați sau să le tipăriți, o puteți face din postarea de pe blog. În vasul robotului sau într-un castron în care vom face aluatul, punem făina, 500 de grame de făină de patiserie, o linguriță doar de praf de copt, un praf de sare, 100 de grame de zahăr pudră, dacă vă plac deserturile mai dulci puteți să puneți mai mult, și am aici un pliculeț de zahăr vanilinat. Dacă aveți zahăr vanilat bourbon e și mai bine pentru că are o aromă mai plăcută. Am mai pus de asemenea coajă rasă de lămâie, am avut coajă rasă pusă la borcan, puteți să folosiți și coajă proaspăt rasă de lămâie. Amestecăm puțin ingredientele uscate. Untul trebuie să fie unt gras cu 82% grăsime și să fie foarte rece de la frigider. Îl tăiem cu bulețe și cu mâna puțin înfăinată îl punem în castron. Trebuie să lucrăm repede și să atingem untul cât mai puțin ca să nu se încălzească. Genul acesta de aluat e de preferat să fie lucrat cu robotul. Am atașat castronul la robot, mi-am adus aproape gălbenușurile și puțină apă rece. La început mixăm doar 30 de secunde cât să se amestece bine ingredientele. Vom obține un aluat nisipos, cam așa arată. Iar acum urmează să încorporăm gălbenușurile pe rând, unul câte unul. Punem un gălbenuș, mixăm 10 secunde și abia apoi îl punem pe următorul. Al doilea gălbenuș, am mixat puțin. Și al treilea gălbenuș. Veți vedea că aluatul nu s-a schimbat prea mult, are nevoie de umiditate, așa că adăugăm acum apă, câte o lingură pe rând. La cantitatea aceasta de unt și de făină, de obicei e nevoie cam de 3-4 linguri de apă. Cantitatea depinde de făină, de cât este de uscată făina pe care o folosim. De aceea, după a treia lingură, deja devenim atenți și vedem ce se întâmplă, pentru că e posibil ca aluatul să fie deja gata să înceapă să se lege după a treia lingură de apă și atunci nu mai adăugăm. La mine a fost nevoie de 4 linguri de apă de data aceasta. Aluatul e gata și ne oprim din frământat când începe să se lege și avem așa bulgări mari de forma aceasta, cum vedeți la mine aici. Când aluatul se formează așa, e momentul să ne oprim din frământat, pentru că altfel nu vom mai avea un aluat fraged, devine dur și cu textură neplăcută. Punem aluatul pe folie alimentară, îl presăm puțin cu palmele cât să-i dăm o formă. Eu l-am și cântărit, are 950 de grame al meu și aluatul merge la frigider pentru jumătate de oră. După jumătate de oră s-a odihnit, s-a răcit untul, așa că putem să ne apucăm să întindem foaia, dar mai întâi voi opri cam o treime din aluat pe care îl vom rade mai târziu deasupra prăjiturii. Deci am aici cam 300 de grame de aluat, l-am ambalat în folie și îl băgăm la congelator cât timp ne ocupăm de prăjitură. Am presărat puțină făină pe blatul de lucru și întindem aluatul. Trebuie să-l întindem cu 1 centimetru mai mult pe fiecare latură decât fundul tăvii, deci să avem 1 centimetru pe fiecare latură. Ne ajutăm de sucitor ca să mutăm aluatul în tavă și îl ridicăm puțin pe margini, cam 1 centimetru să fie de jur împrejur. Așa arată tava mea și o lăsăm puțin deoparte cât timp ne ocupăm de umplutură. Am aici miezul de nucă pe care îl mărunțesc la tocătorul electric. Mie îmi place să folosesc magiun la prăjituri, în general, pentru că are consistența perfectă, e ca o cremă, nu are zahăr adăugat, la gust este numai bun, dulce acrișor și se comportă perfect, nu se înmoaie prea mult în cuptor, nu curge, este ideal și se potrivește în multe prăjituri. Dar, cum spuneam, puteți să folosiți orice gem aveți în casă. Magiunul de prune și gemul de prune, în general, se potrivește bine cu romul, așa că am pus o lingură mare de rom. Am amestecat și acum urmează nuca. Nuca dă și gust bun, dă și textură, dar are și rolul de a prelua din umiditatea din cremă. Așa arată deocamdată umplutura mea, e încă foarte groasă și foarte densă. Am aici cele 3 albușuri rămase de la aluat, le pun într-un castron, un praf de sare peste ele și mai departe procedăm ca la chec sau ca la bezele. Cu un mixer de mână spumăm albușurile până când obținem o spumă fermă care nu cade de pe teluri. Oprim mixerul, punem 50 de grame de zahăr, am redus cât s-a putut, dar e nevoie de zahăr pentru a stabiliza bezeaua, altfel albușurile s-ar lăsa imediat. Și am mixat din nou până când albușurile s-au întărit și au devenit ușor lucioase. Incorporăm spuma de albușuri în gemul amestecat cu nucă. Nu adăugăm toată spuma deodată, adăugăm puțin câte puțin și amestecăm după fiecare tranșă. La final obținem o cremă de genul acesta, seamănă cu o ciocolată. Punem crema obținută în tavă, o nivelăm frumos cu o spatulă ca să avem un strat uniform de cremă pe toată suprafața prăjiturii. Și deasupra radem aluatul păstrat la congelator, îl dăm pe răzătoarea cu găuri mari. Prăjitura e gata să plece la cuptor pentru 25-30 de minute la 175 de grade sau până când se rumenește frumos deasupra. Așa arată prăjitura mea. E bine închegată, e frumos rumenită, dar ca să se taie frumos, are nevoie să o lăsăm să se răcească foarte bine. După ce s-a răcit bine, am nins-o cu puțin zahăr pudră, e opțional, puteți să săriți peste pasul acesta. I-am tăiat marginile, așa arată, și haideți să o porționăm împreună. De obicei, prăjitura aceasta se taie în pătrate. Și așa arată un pătrat delicios din această prăjitură. Observați că aproape are mai multă cremă decât blat, așa îmi place mie să fie prăjitura aceasta. E crocantă, blatul e fraged, e aromat. Umplutura este absolut delicioasă, cu aromă de nuci și rom. E o prăjitură simplă, dar foarte, foarte bună. Dragilor, sper să o încercați și voi, vă aștept cu vești în comentarii. Până data viitoare, numai bine!